Merite recunoscute pentru companiile de succes din județul Brașov. Gala Premiile Excelenței în Afaceri a fost organizată de Camera de Comerț și Industrie Brașov pentru a 13-a oară. Peste 1700 de companii au fost premiate pentru activitatea lor. Cele mai multe dintre acestea cu performanțe economice deosebite obținute în ultimii ani în diferite domenii de activitate. Printre ele s-a aflat și trustul nostru de presă, Brașov TV. Brașov TV Online Production SRL, BrașovTV.com și ziarul BrașovTV.com. Sunt scoși în evidență, în lumina reflectoarelor, cei care muncesc în acest județ și cei cărora trebuie să le mulțumim de fiecare dată când se întâmplă ceva în orașul nostru. Pentru că tot ce se întâmplă în oraș nu s-ar putea realiza dacă aceste firme nu ar cotiza la bugetele locale și dacă tot ce vedem în jurul nostru nu ar aparține unor oameni care muncesc. În contact permanent cu noi, vă oferim foarte multe informații care ajung la publicul interesat, iar pentru noi, că ne ajutați să ajungă la publicul interesat ceea ce noi organizăm pentru oamenii de afaceri din zonă. Lideri din administrația publică și-au manifestat deschiderea și susținerea față de mediul de afaceri brașovean. Apreciem tot ceea ce fac agenții economici, cei care sunt artizanii economiei brașovene de după Revoluție. Este o dovadă că Brașovul este într-o poziție favorabilă, este o poziție în care a atras foarte multe investiții în județul Brașov. Camera de Comerț și Industrie Brașov a premiat atât societățile cu o mare experiență, dar și firmele care sunt la început de drum. Este o încununare a muncii de peste ani, cu tot ce înseamnă ea, din punct de vedere al întregului staff decizional și în primul rând al angajaților, fără de care noi nu am putea să ne fi dezvoltat. Gala Premiile Excelenței în Afaceri a reunit peste 300 de oameni de afaceri, autorități publice și personalități ale mediului economic din tot județul.